Inspectorii sanitari veterinari încep în această dimineață o serie de controle în toate unitățile de învățământ pentru a vedea dacă sunt respectate siguranța alimentară și igiena spațiilor pentru servirea și prepararea meselor. Sunt vizate creșele, grădinițele, școlile și unitățile care funcționează în regim after school, internat sau semi-internat. Inspectorii vor să se convingă că spațiile de preparat, depozitat și luat masa corespund tuturor criteriilor de igienă. De asemenea, vor fi verificate și listele furnizorilor de produse alimentare acceptați. Șeful ANSVSA, Alexandru Bociu, susține că în cazul constatării unor deficiențe se vor lua măsuri precum retragerea de la consum a produselor neconforme, aplicarea de amenzi de până la 40.000 de lei, suspendarea temporară sau chiar interzicerea activității.